Capitolul 4. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vie piatră. De asemenea este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină, și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: Pocăiți-vă! Căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat. Și îndată, ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.